Am multe de spus, mult mai multe decât am putea spune noi, pentru că e o personalitate foarte complexă și se dezvăluie de fiecare dată sub altă fațetă. O face la fel de bine și cu la fel de mare succes, indiferent că e vorba de film, teatru, muzică, gen sau altul, pictură, acțiuni umanitare și așa mai departe. Noi acum am adus două proiecte muzicale foarte recente ale ei, și anume materialul Gypsy Therapy, realizat alături de DJ Tagada, unde veți avea surpriza, dacă nu vă va lua valul terapeutic. terapeutic sau cel entuziast, veți avea surpriza să recunoașteți piese ale Mariei Tănase în orchestrații și mixuri foarte variate cu teme ale lumii, de la flamenco, tango, cumbia, până la tarantela sau mai știu eu ce. O să, cât Maria Tănase... Electro swing? Da, exact. Electro swing, da. Swing și gospel și așa mai departe. Veți realiza, de fapt, cât de actuală este această muzică, dacă la 50, 70, 100 de ani se poate cânta în diferite limbi, în diferite stiluri, de diferite personalități, care poate că nu știu exact unde e România, dar au fost atrase de forța, de magnetismul din muzica Mariei Tănase, adusă în Franța de, cred că, aproape 15 ani de Rona Harder. Un alt material este un album de flamenco, realizat împreună cu Bartolo Claveria, cel care este recunoscut ca un urmaș demn al lui Paco de Lucía, un compozitor foarte bun de muzică flamenco, pentru că s-a detașat de flamenco tradițional, îmbogățindu-l cu influențe din Latinoamerica, Nordul Africii și ar fi dorit el și cu influențe balcanice, numai că invitând-o pe Rona Harner pentru asta, s-a lăsat el contaminat și a ajuns să compună pentru ea, inclusiv o piesă care se numește Un Dor. Este cântată în limba română și voiajează prin lume o piesă în limba română. Și cred că, așa cum mă emoționează pe mine această idee, se va întâmpla și cu dumneavoastră, pentru că nu vreau să intru niciun fel de polemică, dar parcă ne simțim mai mândri când auzim că se cântă undeva în lume, oriunde, în limba română, decât că încă un artist din România, bun, are succes internațional. Sau cântă în engleză. Cântă în engleză. Ambele albume au fost lansate de curând, respectiv în mai și iunie, în Franța și ulterior în alte țări din Europa. Și nu numai, inclusiv Japonia. Da. Ambele albume sunt fost comandate în Japonia, în America, în toată Europa și la Brașov. Și da, unicul... Adică la noi aici, mă scuzați. Da. Doar aici. Unicul loc în care se găsesc deocamdată este aici librăria Steu Iosif, și anume... mai mult decât atât, instituția culturală Libris din Brașov.